Bine v-am găsit la o nouă recenzie de film. Astăzi vorbim despre cel mai nou film din MCU. Un film pe care am reușit să-l văd cu două zile înainte de premiera oficială. L-am văzut pe 1 septembrie. Mulțumită celor de la... Three hours later. Răzvane! Cui treia să-i mulțumim pentru bilete? Mulțumim Cinema City, mulțumim Run Communication. Așa că l-am văzut împreună cu Nevi la lansarea de presă și... Avem destule de despre cel mai diferit MCU, I will tell you what I prefer film in MCU Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. If you want them to be yours one day, you have to show me you are strong enough to carry them. I am Chi and the Legend of the Ten Rings. Al doilea film Marvel al anului, mă rog, al doilea film din MCU al anului după Black Widow, care știm cu toții a fost o mare dezamăgire. Iar Shang-Chi are potențialul, din punctul meu de vedere, să fie cel mai bun film din MCU al anului. Ok, știu că cu toții o să ziceți, ok, păi și No Way Home, unde e No Way Home? Rămâne de văzut dacă No Way Home va fi cea mai mare dezamăgire din MCU sau nu. Entuziasm pentru Shang-Chi, aș zice că da, dintre Shang-Chi Eternals și No Way Home, adică filmele MCU care mai trebuiau să apară în acesta, zice că pentru Shang-Chi aveam cel mai mare hype pentru că trailerul mi-a plăcut la nebunie. Din trailer se putea observa că este ceva cu totul diferit față de ce am văzut în MCU până acum și abia așteptam pentru că nu puteau să o țină pe aceeași direcție la nesfârșit cei de la Marvel, nu? Și îmi place că se vede că au intrat într-un nou phase, iar Shang-Chi despre Shang-Chi pot spune că abia aștept să-l văd pe viitor, cel mai probabil în Avengers, cel mai probabil îl vom vedea acolo Pentru că Sakama anunțase că cam știe deja că Shang-Chi va fi membru în Avengers Deci din nou, hype-ul meu a fost destul de mare, chiar și așa merită total acest film Este un film într-adevăr solid în, în MCU și o să zic de la început, pentru mine este de un 7. Probabil mulți dintre voi o vedeți ca o notă destul de mică, dar nu este o notă mică pentru un film din MCU, este un 7 cât se poate de solid, un 7 cu plus dacă vreți. Și o să o zic de pe acum, duceți-vă să vedeți Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings pe cel mai mare ecran pentru că o să merite din plin. Ok, hai să începem cu povestea care nu este ceva atât de wow pentru Marvel, este o poveste, este un hero's journey mai mult dacă vreți să o iei așa. Și mi-a plăcut foarte mult tot ce ținele legate de personajul lui Shang-Chi. Știm foarte bine că Marvel sau MCU-ul are, are acest talent de a lua niște personaje relativ necunoscute din comics sau cunoscute cu mult timp în urmă și a le face niște staruri în acest moment. Iar cu Shang-Chi cred că este exact aceeași situație pentru că în momentul acesta este unul dintre cele mai populare personaje de la Marvel și pe merit, pe merit, nu o să zic că nu, dar ca și poveste de origine, ca și solo movie din MCU, cred că este unul dintre cele mai bune. Evident, nu includem aici Iron Man și Captain America care sunt niște piese de bază pentru MCU și de acolo practic a plecat MCU-ul, dar pe lângă un Ant-Man, de exemplu, a zice că Shang-Chi este mult, mult peste. Și o să vedeți asta din prima, are alt vibe acest film, are cu totul alt feeling față de ce am văzut anterior în, în MCU și este un lucru bun din punctul meu de vedere, este primul film din MCU cu un chest aproape în totalitate asiatic și este un lucru bun, actorii au făcut o treabă foarte bună, evident îl avem și pe românul nostru, Romanian Power, hashtag Florian Munteanu, hashtag you made us proud, iar Florian Munteanu în acest film chiar are replici chiar replici este un lucru bun, este o evoluție pentru cariera acestui om de la Creed 2 în care nu mi-aduc aminte să fie avut vreo replică, în shang face o treabă foarte bună. De fapt, dacă ar fi să mă leg de personaje, cred că am avut o problemă doar cu personajul lui Aquafina. Nu este o actriță care îmi place neapărat, dar zisesem asta și în analiza trailerului la Shang-Chi că este foarte posibil, erau șanse imense ca personajul Aquafinei să fie acel gen de personaj enervant într-un într astfel de film și pot să spun cu mâna pe inimă că am avut dreptate. Nu este cel mai enervant personaj din MCU? Nu, sunt și momente foarte mișto cu ea în film, dar de foarte multe ori este out of place, este extrem de tare out of place. Dar în continuare, la cum merge MCU-ul în acest moment? cum va trebui să fie și un astfel de personaj în, într-un film de genul. O să vedeți, mai este un personaj surpriză în acest film, nu o să vă zic evident cine, dar mie personal mi-a plăcut acea, acea, apariție și chiar și-a avut locul în film, dacă pot zic așa, pe partea de umor a filmului evident. Dar una peste alta, cu cealaltă personaje, n-am avut absolut nicio problemă. Shang Chi mi s-a părut cât se poate de ok, îmi place destul de tare și de actor. Vinăul, mandarinul tatălui Shang Chi a fost, aș zice chiar, și mai bun, a fost cam cel mai bun actor din acest film, adică mie personal mi-a plăcut cel mai mult și îi înțelegi motivația. Așa că una peste alta, tot chestul a făcut o treabă foarte, foarte bună. Oricum, în ultima vreme mcu nu prea o dăm bară cu chestul, mai sunt pe aici pe acolo câte un actor care nu prea fac o treabă destul de bună, care sunt destul de enervanți în unele momente, dar per total, ca și chest, Shang-Chi, toate aplauzele. Aș vrea să vorbim puțin și de world building pentru că în acest film se face destul de mult world building, adică se simte ca și un film ce nu face parte din MCU. Sunt niște referințe la ceea ce s-a întâmplat anterior în MCU, evident la Endgame și așa mai departe, dar în rest parcă se întâmplă în propria lume acest film, parcă se întâmplă în cu totul alt univers. Și chestia asta mi-a plăcut pentru că au făcut o treabă foarte bună cu world building-ul. Pe de altă parte, nu știu ce buget a avut acest film, am căutat, dar cred că încă nu l-au afișat. Cu siguranță a fost un buget destul de mare. Estimarea mea pe la 150 de milioane, de ce nu? Pentru că efectele per total au fost foarte, foarte ok în acest film. Nu este un spoiler, ați văzut deja și din trailer. Avem dragon în acest film și avem dragon care arată foarte, foarte bine. Pe partea de efecte nu am un reproș, sincer să fiu. Iar pe partea de muzică au făcut din nou o treabă senzațional de bună. Știu că este mai nou un trend pentru filmele cu supereroi, mai ales să aibă o coloană sonoră cu foarte multe piese trap sau foarte multe piese rap, dar în acest film s-au potrivit foarte, foarte bine. Deci una peste alta cu coloana sonoră au făcut o treabă foarte, foarte bună și ajungem la ultima parte din această recenzie. Ajungem să vorbim despre coregrafia din acest film, care este absolut senzațională și este... Ceva ce nu prea ai mai văzut până acum în MCU. Evident că în fiecare film MCU am văzut scene coreografiate super bine, scene de luptă coreografiate super bine. Dar în acest Shang-Chi avem mult prea multe scene de luptă coregrafiate perfect. Este un film care îți va da vibe-ul filme vechi cu Bruce Lee sau Jackie Chan și este un lucru bun, credeți-mă. Deci una peste alta este un film din MCU cu foarte multe aspecte pozitive și destul de puține negative. Înțeleg total dacă multora nu o să vă placă pentru că este un film total diferit după cum am mai spus, dar eu zic să-i dați o șansă. 100% dați o șansă și duceți-vă să-l vedeți la cinema. Oricum nu este pe Disney Plus pentru prima oară după mult timp când un film din Disney nu este pe Disney Plus, așa că nu știu când o să apară pe acel loc, dar vedeți-l, duceți-vă să-l vedeți la cinema. Iar ca de fiecare dată, mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare! Cum <laughs> faci privirea aia? Nu ai așteptat să văd în realitate.